фестиваль Рок-Тоболь! Stimați spectatori, după grandioasa paradă tradițională de anul nou, parada Portului Popular de Iarnă, salutăm cu onoare prezența și participarea dumneavoastră la festivalul concurs raional al datinilor și obiceiilor de iarnă, cu genericul sugestiv Vam Ura, Vam Tot Ura, ediția 2016. Să trăiți! Este un eveniment inedit, organizat de secția Cultură Consiliul Raional Ialoveni și suntem recunoscători primăriilor localităților care au binevoit să participe la acest festival frumos găzduit de Casa Raională de Cultură Ialoveni. Scopul acestei acțiuni este promovarea, valorificarea și conservarea tradițiilor etnofolclorice ale sărbătorilor calendaristice de iarnă specifice vetrei etnografice. Pentru că este un festival care se desfășoară în regim de concurs, este instituită o comisie de jurizare, formată din actorii dezvoltării politicilor culturale, cei mai consecvenți, mai tenace și mai perspicace, apărători și păstrători ai folclorului autentic, care sprijină tradiția din vatra satului, domnul Victor Bânzai, consilierul consecvent al președintelui raionului Ialoveni, președintele juriului, distinsa doamnă Diana Dicusară, director general, Centrul Național pentru Conservare și Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, distinsul profesor Iulian Filip, doctor în științe, maestru în arte, exegetul Teatrului Popular, șeful sectorului de folclor, Academia de Științe a Moldovei, și doamna Tamara Vârlan, director artistic, Teatrul de Etnografie și Folclor, Ion Creangă, Ministerul Culturii a Republicii Moldova. Primul mesaj de salut, de felicitare și de binecuvântare, domnul Tudor Grigoriță, șef secție Cultură Ialoveni. Domnule președinte, stimat onorat jurii, dragi participanți la concursul raional Vam Ura, Vam Tot Ura, îmi permite să vă felicit cu acest festival de totalizare, de fapt să încheie șirul de festivaluri care le avem noi pe parcursul anului. Din cele 16 festivaluri, este unul dintre cel mai spectaculos festival. Ediția Vam Ura, Vam Tot Ura, ediția 2017. La mulți ani! Și vă doresc, dragi prieteni, dragi colegi din toate localitățile care astăzi participați în concurs, să câștigați cele mai frumoase premii care astăzi le avem pentru dumneavoastră. Consiliul Raional, secția Cultură, astăzi este foarte generoasă pentru toate colectivele, vor primi cadouri și prime. Și respectiv, cei care vor lua locul 1, 2 și 3 vor primi cadouri deosebite. Și respectiv, pentru colectivele noastre, am discutat cu colegul nostru să înregistrăm pentru toate colectivele câte 3-4 piese în studio. Pentru fiecare colectiv. La mulți ani! Onorată asistență, încă un mesaj plin de sens, câlp și înțelepciune, domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni. Dragii noștri, participanți la acest frumos festival, este binevenit acea bună dispoziție cu care ne-am încărcat de la brat și am venit toți împreună încoace. Eu vreau să vă spun bine ați venit la acest festival inedit, de urat, contat, tot ura. Vreau să ne spun bine ați venit membrii în juriu, care permanent sunt cu noi aici la Ialoveni pentru a promova, pentru a da un nou impuls tradițiilor noastre populare ce ne caracterizează. Suntem un popor care purtăm obiceiurile și tradițiile și le transmitem celor care sunt tineri. Mă bucur că sunt și tineri în această sală. Avem într-adevăr să ducem faima noastră, nu doar a ielovenienilor, dar a tuturor tradițiilor ce ne caracterizează pentru a avea un viitor. Nu este trecut, nu ai viitor. Aici este prezență. Inteligența, este prezentă tradiția, este prezentă cultura și eu vreau să spun că
aceste cadouri despre care s-a vorbit din partea secției Cultură, Consiliul Raional, este doar așa un bonus. Dar cel mai mare cadou este buna dispoziție care ne-o creați voi. Vă mulțumim și vreau să vă doresc, folosindu-mă de ocazie, un an nou 2017 cât mai frumos, cât mai liniștit, multă pace, dragoste în casele dumneavoastră și în suflet. La mulți ani! Prea trăiți, domnule președinte, vă mulțumim frumos!